profesioniste. Dănciulescu îl ia și pe Marius Niculae pentru a merge către peluză, dar e foarte greu să controlezi 7-8 mii de oameni cât se află în zona aceea. Da, par dezlănțuiți în aceste momente fanii lui Dinamo și inevitabil ne ducem din nou cu gândul la cazul Bricheta, acel derby Rapid Steaua întrerupt din cauza unei brichete aruncate de fanii rapidiști în arbitrul de Deaconu. Steaua, deși era condusă pe teren cu 1-0, a câștigat la masa verde cu 3-0. A fost un scandal monstru. Nu știu dacă Niculae, trimis să-i liniștească pe suporteri, nu i-a incitat mai tare. Dar e clar că dinamoviștii, cei din teren și cei din tribune, nu au altă miză decât să oprească Steaua.